Este o certitudine faptul că s-a spus și s-a scris totul despre Roma, a fost numită un colserai și chiar din vremuri antice Roma a fost numită cetatea eternă, o denumire care probabil o caracterizează cel mai bine. Cu astfel de perle ale antichității precum Coloseumul, palatele și fântânile baroce, somptuoasele biserici creștine și cele patru bazilici, Italia se poate mândri cu Roma mai mult decât frumoasă. Coloseumul este cel mai mare amfiteatru dintre cele antice. Acesta avea o capacitate de aproape 80.000 de spectatori. Fântâna di Trevi este cea mai cunoscută și probabil cea mai frumoasă fântână din întregul oraș Roma. Se spune că dacă cineva aruncă o monedă aici, acest lucru garantează întoarcerea persoanei respective la Roma. Piața Sfântul Petru reprezintă una din principalele obiective turistice pentru orice vizitator al Romei. În interiorul acesteia se află Bazilica Sfântul Petru, o clădire măriață care este centrul creștinismului, inima Vaticanului și sediul principalelor manifestări ale cultului catolic. Vaticanul, un obiectiv turistic important. Cea mai mică țară din lume, orașul Vatican servește drept centru spiritual pentru milioane de credincioși din întreaga lume. Muzeele Vaticanului găzduiesc cele mai mari și valoroase colecții de artă din lume. Un tur al muzeelor este imperios necesar pentru orice turist care ajunge să viziteze Vaticanul. Cu astfel de perle ale antichității, precum spune vechea zicală, toate drumurile duc la Roma.